Așadar, știm semifinalele din Liga Campionilor. Pe de o parte avem semifinala surprizelor. Acolo unde Ajax, care l-a lăsat pe Cristiano Ronaldo acasă cu fotbalul ei încântător, o va întâlni pe Tottenham, care a eliminat favorita Manchester City. Trebuie să recunosc că aș fi preferat să se califice City din acest duel britanic, pentru că City ne oferă un pic mai mult fotbal decât o face Tottenham sau decât a făcut-o măcar în a doua manșe contra echipei lui Guardiola. De partea cealaltă avem semifinala favoritelor, pentru că Liverpool, după două victorii contra lui FC Porto, a făcut ca totul să pară floare la ureche, în timp ce Barcelona a lăsat acasă un Manchester United rănit. Așa cum o anticipam încă din uh, sferturi, uh, Liga Campionilor din acest an pare să fie o afacere Barça contra Premier League, Premier League, cea mai bogată ligă din lume. Uh, Barça a trecut de primul Hop, Manchester United, acum urmează Liverpool, iar în finală ar putea să fie Tottenham. O finală care, ce ironie, se va juca la Madrid.